Economia națională va suferi enorm din cauza crizei energetice, iar fără suport din partea guvernului nu va putea trece peste această perioadă. Declarația a fost făcută de fostul director al ANR, Octavian Calmâc, în cadrul emisiunii Moldova zi de zi de la TV6. Tot el spune că tarifele la energie electrică vor crește, iar banii prevăzuți pentru compensații nu vor acoperi necesitățile. Calmâc a vorbit și despre asigurarea țării cu gaze naturale. El susține că Gazprom așteaptă o intervenție la nivel superior, deoarece, în opinia sa, puterea de negociere s-a pierdut deja. Fostul director al ANRE, Octavian Calmâc, susține că economia națională suferă enorm de mult din cauza crizei energetice. Potrivit lui, multe întreprinderi vor intra în dificultate financiară și chiar vor falimenta. Mulți sunt în poziție să-și sisteze activitate. Sunt probleme sistemice la nivel de ramuri ale economiei naționale care consumă resurse energetice. Și aici vorbesc de constructoare de mașini, de materiale de construcție, de sticlărie. În replică, purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că consecințele economiei țării noastre sunt cauzate de războiul din Ucraina. Tot ceea ce poate face guvernul pentru a redresa economia și pentru a susține sectorul privat, inclusiv guvernul face prin politicile pe care le adoptă, prin compensațiile pe care le oferă. Octavian Calmâc a declarat că prognozele sunt și mai sumbre pe viitor și asta din cauza că tarifele la energie electrică vor crește. În prezent, prețul angro a energiei electrice ca bază de consum, deci este în jur de 180 de euro. Deci, practic, de mai mult de două ori mai scump decât media prețului de achiziție a energiei electrice angro în prezent. Deci trebuie să ne aștepte o majorare de tarif. Anumite mesaje deja au fost date la acest capitol, inclusiv și de domnul Spânu. Astfel de mesaje trebuie. Oamenii trebuie să înțeleagă că urmează o rundă de majorări. Trebuie să specificăm în timp când o să aibă loc lucrul ăsta și cu ce vine guvernul ca să susțină aceste majorări. Vin cu compensații, vin cu alte suporturi. Majorarea tarifelor va fi determinat doar de prețul cu care va fi cumpărată electricitatea, spun reprezentanții guvernului. Cetățenii vor fi ajutați acolo unde statul poate interveni și acolo unde statul va avea capacități să compenseze cheltuielile cetățenilor. Fostul director al ANRE precizează însă că bugetul destinat compensațiilor pentru anul curent este unul foarte modest. Cei 870 de milioane de lei care sunt puși drept compensație pentru lunile care au mai rămas în anul 2022 și sperăm că va fi un buget mult mai generos în anul 2023, deci este insuficient pentru așteptările și pentru acele majorări care au avut loc pe parcursul anului. Deci eu cred că nici 20% nu acoperă din tot ce ar trebui să fie în acest domeniu. De cealaltă parte, Anastasia Taburceanu susține că bugetul pentru compensații nu este unul fix. Sau o cifră care nu poate fi modificată în cazul necesităților, nu este bugetul compensațiilor 870 de milioane de lei. Ce ține de criza gazelor, Calmâc spune că Gazprom așteaptă o intervenție la nivel superior din partea Moldovei, inclusiv la nivel de președinte și premier. Eu cred că s-a pierdut acest moment de negociere. Felul de vicepremier, cu tot respectul față de această funcție, dar nu este suficient. Deci, în lipsa acestui dialog, probabil nu trebuie să ne așteptăm la miracole în acest contract și vom fi ținuți la limita de jos a cantităților care sunt specificate, așteptându-se data de 31 decembrie 2022, atunci când va fi un motiv legal, formal, de reziliere a contractului. Asta este o declarație absolut speculativă. Fostul director de la ANRE nu are de unde care sunt așteptările Gazpromului. Anterior, vicepremierul Andrei Spânu a dat asigurări că, indiferent de situația la nivel regional, toți cetățenii vor avea acces la căldură și electricitate în perioada de iarnă. Totodată, din 12 octombrie, a fost lansată platforma compensații.gov.md. Site-ul reprezintă un instrument prin care se realizează evaluarea capacității de plată a consumatorilor pentru energia consumată și, ulterior, se stabilește volumul de compensații acordate de stat. Va
Valoarea compensațiilor oferite va fi diferită în funcție de veniturile și averea consumatorului, iar unele categorii vor rămâne fără bani din partea statului. Ce ține de negocierile la gaze cu partea rusă, anterior, președintele Maia Sandu a declarat că nu regretă că nu a plecat la Moscova și că nu are de gând să vândă o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine. Și premierul Natalia Gavrilița a declarat că nu regretă că nu a fost la Moscova pentru a negocia un contract cu un preț mai convenabil la gazele naturale. Potrivit ei, a fost o decizie corectă ca discuțiile din cadrul negocierilor cu Gazprom să fie axate doar pe aspecte comerciale. Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a răspuns anterior acestor declarații. Potrivit lui, Gazprom nu a făcut niciodată cereri politice Moldovei, iar problema prețurilor și a datoriilor este subiectul relațiilor comerciale dintre agenții economici. Potrivit Biroului Național de Statistică, timp de un an, tarifele la gazele naturale au crescut cu 362%, iar cele la serviciile locativ-comunale și încălzirea centralizată cu aproape 99% și respectiv 92%.